ce fel de familie sunt? O familie foarte bună, ce să vă zic, numai de bine de ei. Stăteau singuri ei? Da, au doi băieți, un băiat e la București, unul este la Timișoara. Cu ce se ocupă? Băiatul de la București este director, pe, cred că Carfru este pe firma, așa. Asta Marius, care e la Timișoara, este inginer, iarăși la o firmă. Ce să vă zic, numai de bine. Ei cu ce s-au ocupat? Au fost ingineri. Ei au fost ingineri constructor. El și el la fel, și domnul Ordeleanu la fel. De mult stăteau aici în locul. Din 72, de când s-a construit blocul. Și nu știu, tu de la servici, lasă declarațiile de presă. Nu vedeți de treabă, de ce nu sunteți atât? Nu, tu nu vă vedeți de treabă, dar de ce nu sunteți așa? Nu contează, tot este așa. Tăieți cablul acum de la știri, toate știrile, scoateți toate canalele de știri, românii vorbească cu presa. Fără microfonul, nu? Bineînțeles că nu mă așteptam. Dar știți când s-au hotărât să plece în vacanță? Nu, nu știu nimica, nici n-am știut că vor pleca. Acum doar am aflat. Cu ce se ocupau domnii, ce făceau? Erau pensionari. De mult? Am înțeles că aveam un copil în Timișoara. Un copil în Timișoara și un copil în București. Înțeles. Au apucat să vină aici? Au fost la apartamentul părinților? Nu știu. Nu știu. Și eu am fost plecată, m-am întors aseară și astăzi am aflat că e posibil să fie și ei. Iar acum îmi spune de la parter vecinul că într-adevăr ei sunt. Sunteți uimită? Sunt foarte uimită și îmi pare foarte, foarte rău. Vă gândeați vreun moment că se poate întâmpla? Nici o clipă. Ei tot timpul își aranjau casa, să fie, să aibă tot ce le trebuie acum. Sigur. Cum a fost la ultima discuție sau ultima întâlnire cu dumneavoastră? Întotdeauna foarte cum se cade. De fapt, spuneați că nu v-au spus că pleacă, dar nu știu, obișnuiau să facă des plecări. Nu știu cât de des, dar știu că acum, în ultimul timp, băiatul, unul din băieți, i-a făcut cadou niște excursii și anul trecut. Asta știu. Să fi fost și asta un cadou? Habar n-am. Doamne, stați un moment. Îi știți pe domnul Ardelean, familia? Da. Nu mai sunt gata. Poate că îi știți? Da, sunt doi pensionari care au doi copii, care și-au... Fiecare are gospodărie, are casă, are... sunt titrați amândoi copii, deci niște oameni foarte așezați, foarte muncitori, foarte... Păcat că așa de tineri s-au dus, uite, așa o tragedie. Doi pleacă din Timișoara și aia să moară. Ar fi, e așa o ironie a soartei, în altfel, n-am cum să spun. V-ați, nu știu, v-ați șocat când ați auzit? Cum să nu? Fiecare, nu? Doamna e în comitetul ăsta de bloc, se ocupă cu finanțele, cu organizarea. Doamna s-a ocupat cu schimbarea ușilor, cu... cum să spun, s-au făcut niște reduceri la impozit pe chestia, că s-au făcut niște îmbunătățiri la bloc. Și ea s-a ocupat de toate, și de geamuri, și de uși, și de ușa la pod, și ușa de intrare. Când ați discutat ultima dată cu dânsii? Nu de mult, am fost împreună la bancă, că se strâng bani pentru învelopare. Așa, și ce ați discutat cu ei? Vă spuneam de călătoria care urma să facă? N-am știut nimic că pleacă. Dar obișnuiau să meargă prin astfel de... Ei mergeau, erau oameni că au avut mașină, au avut copii aranjați, deci nu mai era o problemă pentru ei și dacă se purtau, cum să spun, ca doi oameni care au trăit, au avut greutăți, au terminat cu ele și acum oamenii își vedeau de viața lor, așa. Foarte, foarte șocant a fost. Niște oameni liniștiți, oameni... Și de familie bună. Și de familie bună, și titrați, și muncitoși, și simpatici, agreabili, nu? Doamna făcea niște goblene extraordinare, Grigorescu, venea totdeauna și ne consultam, că și mie îmi plăcea frumos și... Au mai fost prin excursii? Poftim? Prin excursii au mai fost?
Nu știu, latura asta nu o cunosc. Noi eram ca bătrânii, așa, chestii mai bătrânești. Cât timp erau plecați, cine avea grijă de apartamentul lor? Au venit băieții sau... Are un băiat în Timișoara, un băiat în Timișoara care probabil că venea, dar nu, nu, n-am fost chiar așa apropiați, că erau la patru și noi de jos mai greu ajungem la el. Ne spuneți numele dumneavoastră? Pogana Ana. Mulțumesc. Știți cum e, un bloc în care îți închizi ușa și nu mai știi. Da, normal, normal. Doamne, vă așteptați să se întâmple una ca asta? Nu, am plâns toată ziua astăzi. Ați fost șocată? Desigur că da. Erau oameni de treabă, cum erau? Da, au fost cei care organizau un bloc foarte multe. Ei au pus acoperișul, eu. Erați apropiată de ei, că vă vedem și acum cu lacrimile? Nu, dar suntem oameni. Nu? Și ne-am cunoscut de o viață. Am intrat în 74 în blocul ăsta, de atunci ne știm. V-ați spus pe moment în locul lor? Cum să nu? Se aștepta cineva, au plecat în excursie, au plecat să se simtă bine. Da, au plecat în excursie și au fost veseli. Chiar am zis că singura dată, cred, când au plecat fără mașina lor. Ne spunea cineva că cei doi fii obișnuiau să le facă astfel de surprize și să le plătească diverse excursii și asta a fost... Asta nu pot să vă spun amănunte, că nu știu. Chiar îi spuneam, doamne, că eu mi-am închis ușa și nu mai știu amănunte din bloc. Despre cei doi copii ce știți? Sunt cu pregătire superioară amândoi. Unul e la București, unul aici. Au cel puțin casele lor, aici au stat numai părinții. Ne poți să avea? Cred că n-au copii niciun. Nu știu sigur, dar cred că n-au. Mai veneau pe la ei? Da. Îți spuneți numele dumneavoastră, mă rog? Angheluță Lia. Mulțumim. Aveți ceva? Mulțumesc. Asta-i.